Ce poate fi mai plăcut pentru un copil decât să îmbine școala cu o ieșire în natură? În noul an școlar, o parte dintre elevii buzoieni vor învăța în Parcul Tineretului din municipiul Buzău, la umbra copacilor, pe scaune din butuci, lângă un lac cu nuferi și lebede. Ceea ce este optim în organizarea noastră din parc este faptul că sunt și zone unde este umbră și indiferent de cât de cald e afară și cât de însorit, avem aceste umbrare unde pot sta copiii. Chiar au avut loc aici atelierele Ideo Ideis cu festivalul de teatru și la început erau așa sceptici, cum o să stăm în luna august în parc, în soare, și am zis nu, avem și zone cu umbră. Zonele marcate cu pietriș sunt practic zonele unde noi considerăm o clasă și au spațiu suficient pentru a dispune 20-30 de copii la distanța de 1,5 metri între ei. Proiect al primăriei Buzău, școala din parc, este pregătită să-și primească elevii. Primii sunt preșcolarii unei grădinițe cu sediul în renovare. Pentru ei au fost amenajate clase în aer liber, chiar lângă lac, la umbra copacilor, desene de asfalt pentru ore de educație fizică și o grădină în care legumele au început să rodească. Aici vor fi organizate activități extrașcolare. Aceasta este zona de paturi înălțate de grădinării. După cum se poate vedea, ele sunt la o înălțime accesibilă copiilor, inclusiv a preșcolarilor. Și aici ei vor putea veni, vor putea uda plantele, le vor putea analiza. La un moment dat, când se schimbă anotimpul, vor putea replanta alte soiuri împreună cu educatorii. Și bucuria noastră foarte mare este că, creându-le, au început să vină foarte mulți fluturași, albinuți aici, adică se face acest ecosistem prielnic naturii. Copiii vor sta pe scaune din butuci în jurul unor mese amplasate pe malul lacului. Nu-i deranjează nimeni de la învățat, poate doar cele câteva lebede care au devenit prietenoase cu oamenii. E un cuplu de lebede, de fapt, dar am văzut că umbla așa unul într-o parte, unul într-o parte. Nu feri, dar tot în cadrul proiectului i-a adus primăria Buzău pentru a înfrumuseța această zonă. Autoritățile din municipiul Buzău sunt de părere că acest proiect, împrumutat din Finlanda, ar putea fi o alternativă sigură de învățare în această perioadă de restricții din cauza pandemiei de coronavirus. Din data de 14 septembrie, profesorii pot duce elevii la lecții în parc în baza unor programări, iar păstrarea distanței sociale ar putea fi foarte ușor respectată. În cadrul amenajării noastre am gândit 8 spații, 8 clase, practic, pot veni simultan la activități. Noi vom face și un site unde vom putea programa școlile și grădinițele pentru a nu se suprapune. Din ce am vorbit inițial, se dorea o platformă în care să se încarce solicitările cadrelor didactice, dar în acest moment vreau să vă spun că sunt amenajate mai multe spații numite între ghilimele săli, în care pot fi cuprinse un număr destul de mare de grupe de copii, școlari sau preșcolari. Ar arăta foarte bine, aș fi de acord, ar fi o soluție. Un aer liber față de un aer închis, adică mă refer clase. Clasele în aer liber sunt supravegheate de polițiști locali, inclusiv după terminarea orelor pe timpul nopții. Asta după ce au dispărut deja câteva buturugi. După finalizarea amenajărilor din Parcul Tineretului, autoritățile spun că vor transforma la fel și celelalte două parcuri din oraș, Crâng și Marghiloman.